Pe parcursul activității mele în calitatea mea de ambasador al Republicii Moldova în statul Israel, am organizat mai multe expoziții ale talentaților pictori Antonina și Vitalie Grișciuc în Israel, cu prilejul organizării Zilelor Culturii Republicii Moldova în statul Israel. Am organizat diferite expoziții cu tematici specifice ale renumiților pictori. Tablourile lor au fost înalt apreciate de publicul israelian. Aș vrea să remarc că picturile lor reprezintă o valoare incontestabilă pentru cultura, tradițiile și istoria neamului nostru. Dacă luăm să contemplăm grafica Chișinăului vechi, tablourile ce reprezintă tematica satului moldovenesc, toate acestea emană o educație specială care este foarte necesară publicului nostru moldovenesc. Pictura lor este una foarte sensibilă, deosebită, valoroasă, în primul rând pentru că emană dragoste față de frumos, dragoste față de viață. Aici, în incinta Bibliotecii Naționale, care este și leagănul educației noastre, sunt expuse tablourile lor. Noi venim să le contemplăm. Ne bucurăm că aceste tablouri sunt prezentate aici și vrem să le dorim acestor pictori să nu-și piardă din talent, să nu-și piardă din curiozitatea și elanul pe care îl depun în făurirea acestor creații frumoase. Fiecare artist în timpul vieții sale pe pământ găsește și lasă în urmă o experiență de adevăr despre civilizație, despre umanitate. Există o mare varietate de stiluri și tendințe în artele vizuale. De multe ori nu au granițe clar definite și trec lin de la unul la altul, fiind în continuă dezvoltare și contradicție. În cadrul unui stil de artă se naște câteodată un stil nou și multe stiluri coexistă în același timp. Fiecare artist plastic are un stil personal de a-și expune gândul. Artistul este mereu bogat prin modul de a fi și a înțelege ceea ce se petrece în jurul lui, deoarece este un izvor nesecat de inspirație. Atunci când descoperi tu singur, de exemplu, în domeniul graficii, o modalitate originală de a suprapune linii, puncte, pete de ton, jocuri cu umbra și lumină, specularea contrastului, nuanțe de culoare, îmbinarea tuturor acestor elemente într-o compoziție spectaculoasă, compoziție care ar trebui să oprească spectatorul să privească mesajul tău. Și tu vezi că ai reușit să atragi acest spectator și poate lucrarea respectivă trezește sentimente speciale deosebite prin rezultatul efortului tău creativ.
toată această activitate eu o fac în primul rând pentru mine. Pictez, desenez, sculptez. Toate aceste sentimente, frământările, trăirile mele, constituie bucuria și plăcerea mea, care pe urmă poate vor fi transmise spectatorului pregătit. Dincolo de orașul marilor clădiri, dincolo de celebrele conace și vile pe care le înalță oamenii bogați ai Moldovei, există un alt Chișinău, nevăzut, neauzit, dar iubit de cei care iubesc trecutul și mult regretat de cei care cred că frumusețea este eternă, iar arhitectura este una din matricele care pot păstra această frumusețe, dăruindu-i eternitate. Orașul este în continuă evoluție, edificiile noi luând în permanență locul celor vechi, Chișinăul vechi, o amintire nostalgică despre trecut și prezent, care va dăinui în timp, fiind imortalizată în picturile și grafica Antoninei Grișciuc și a lui Vitalie Grișciuc. I-am cunoscut mai îndeaproape pe Antonina și Vitalie Grișciuc în 2018. Atunci eram consilier al Ambasadei Republicii Moldova în Spania și organizam un eveniment al ambasadei, o acțiune culturală în cooperare cu Centrul Cultural Umberto Urcola din Madrid. Era vorba de organizarea expoziției personale a pictorilor Grișciuc. A fost o premieră pentru că au fost primii pictori profesioniști din Republica Moldova care au avut o expoziție personală în Spania. Au prezentat circa 60 de tablouri. Expoziția a avut trei tematici: florală, satul moldovenesc și Chișinăul vechi. În opinia mea, expoziția a avut mare succes pentru că spaniolii sunt cunoscători de artă, vizitează frecvent galeriile, expozițiile de artă, au unul dintre cele mai mari muzee de artă, El Prado, și este cam greu să-i uimești cu ceva. Dar au fost profund uimiți și a fost o revelație expoziția pictorilor Antonina și Vitalie Grișciuc. Tablourile lor emană atâta sinceritate, bunătate, dragoste de plaiul natal, de oameni, de natură, încât nu pot lăsa indiferenți vizitatorii. A fost un flux mare de persoane care au venit să vadă expoziția. Unii au venit chiar de două ori, aducând prieteni și rudele. Îmi amintesc ziua în care s-a închis expoziția. Eram în sală pentru demontarea expoziției și m-am pomenit cu un grup de persoane, vreo 8 probabil, care au hotărât să vină totuși la Centrul Cultural, poate mai prinde expoziția deschisă. Și m-a bucurat acest lucru atât de mult, sinceritatea lor cu care m-au rugat, poate întorc cu fața spre ei tablourile deja pregătite pentru a fi împachetate, încât, iată, m-a făcut să cred că a avut într-adevăr succes vizita. Apoi, la o lună, în distanță de la încheierea expoziției, suna foarte multă lume la ambasadă pentru a întreba când și unde vom mai organiza expoziția acestor doi pictori.